să se arate bunicul un tren din România, Sorbon James, care transportă containere. O locomotivă electrică și trece pe aici, uite-te. Uite unde se află bunicul. Sus pe deal. Aștia fac parte din munții Zărandului. Uite trenul. Prima luată îi vezi vacile, apa râului Mureș, șoseaua, că fac și modernizează șoseaua aici, foarte frumos. Înseamnă că se facă șosea pe acolo. Da. Perfect. Și dacă te uiți acum foarte atent, cetatea. Dacă te uiți mai atent, îi vezi pe cioindului cavalerii. Și acum o să mă duc înspre ei. Deseori acolo de la mare înălțime, ce frumos să vede la distanță. Dacă te-ai uitat departe, departe, în direcția aceasta, există încă o cetate foarte mare. Cetatea de la Deva, mai și mai frumoasă decât cetatea de la Șoimuș. Cetatea de la Șiria, ce am văzut-o ieri, avea foarte puține ziduri. Nu mai erau păstrate multe. În schimb, cetatea de la Șoimuș are mult mai multe ziduri. Și gândește-te tu, când erau oameni care vroiau să vină să urce la cetate, ca să atace cetatea, ce greu le era ca să urce. Și atunci, oamenii care erau în cetate, trăgeau cu sulițe, cu arcuri, cu săgeți, cu bumeranguri, cu tot felul de arme care există și care nu există. De fapt, nu puteau trage cu arme care nu există, ai dreptate. Dar acum, fiind pe panta de urcare, Sorbon James, vreau să-ți povestesc povestea, să o înțelegi. Și dacă stau să mă uit, parcă se auzea un claxon, ori e tren, da, uite, o drezină. Știi ce e aia drezină? E un tren micuț care se plimbă pe linia de tren cu muncitorii care lucrează să repare linia. Ia uite-te cum vine. Și când ajung acolo sus, o să încerc să fac zoom ca să vezi și mai clar detaliile expediției. Dacă te uiți atent la cetate, există un steag. Este steagul României. Departe în zare trenul merge în continuare. Și aici sunt soldații actuali. Cei doi cavaleri. Tobias și Paul. Cetatea de la Șoimuș. Au și o pancartă cu instrucțiuni care o să le citim când ajungem acolo. Să revenim.